oficialități, distinși părinți, dragi absolvenți. În calitate de gazdă, respectiv de decan al Facultății de Litere, vă dorim bine ați venit la această mare și frumoasă sărbătoare în care și natura este alături de noi, cerul ne zâmbește. Este o zi de mare sărbătoare pentru Facultatea de Litere, în care o nouă promoție, promoția 2017, se îndreaptă spre final. Specializarea jurnalism sub coordonarea și îndrumătorul domnului profesor Ioan Claudiu Farcaș. Onorat invitat, stimați colegi, dragi studenți, acesta nu este un sfârșit. Acesta nu este un început. Acesta este un moment de legătură în care schimbăm un tren cu altul. Am fost pasageri împreună, acum e momentul să luăm trenuri diferite. A fost o călătorie plăcută. Sper că a fost la fel și pentru voi. Am învățat multe cu voi, de la voi. Sper că viceversa este adevărată. Sper să ne revedem, poate în alte trenuri, poate în alte locuri, poate fugitiv, salutându-ne din mers, dar tot timpul cu zâmbetul pe buze, bucurie în ochi și fericire în suflet. Felicitări și succes pe mai departe! Am promis să fiu scurt. Voi da citire acum listei și după ce vom citi lista, studenții vor un moment al lor. Nu o să vă rețină foarte mult. Alexa Georgia. Bună ziua, suntem la emisiunea dezbaterea zilei. Iar un invitat special pe Lucian. Bărbos, Veronica. Eu sunt sincer. Sunt Boda Andreea. Vă rugăm de la emisie să puneți pozele, prezentarea cu pozele studenților și apoi clipul. Mulțumim! Bandi Robert. Dragan Ciprian. Voi da ce e? Felix. Cu Helu, vină la calcol. Lucaci Enică. Daniel. Macavei Carina. Nu multă lume știe, dar Carina este campioană la natație și ne reprezintă și suntem foarte mândri de ea. Marinca Ana Maria. Nikita Denisa. Nikita Sandra.
Săsăran Dana. Severa Modrea. Tămășan Alexandra. Teglaș Nadina. Tivadar Dana. Aceștia sunt absolvenții promoția 2017, specializarea jurnalism. Vă rog să-i aplaudați. Și acum un scurt moment pe care ei l-au pregătit, filmulețul. Suntem la emisiunea De vorbă cu studenții, iar aici. Bună seara, suntem la emisiunea De vorbă cu studenții, în care o avem pe... Irina, sper să ne vedem și pe viitor, să mai spui ce ai mai făcut în continuare și o să avem... M-am pierdut! Bună seara, suntem la emisiunea de... Pe studenta Bărboz Veronica. Bună seara. Băga-mea și picioarele. Bună să-ți fie inima. Ce faci? Am vrut să mai întreb ceva și după aia le-am combinat în minte. De ce nu? Să mergem mai departe și cu el. Vă mulțumim, o seară bună. O să răspund eu. Fiind totodată mari creștini, acest clopot ne îndeamnă spre marea chemare. Spre... Bună ziua, suntem la emisiunea Dezbaterea Zilei. I-am invitat special pe Luc Daniel și... Eu sunt sincer... Astăzi avem ca invitați pe studenții. Este un monument al vanității și al un monument tipic pentru poporul român, pentru pupătorii de moaște. Nadina, ne spui ce părere ai despre faptul că studenții aleg să își facă studiile peste hotare? Sunt de părere că este cred că este o idee foarte bună, având în vedere că la noi în țară... Dar nu, asta era subiectul! Cum nu? Insulele sunt deapunente, Carpații meridionali, mă scuzați. Alte 5 județe se află sub cod portocaliu de nisori până seara. Trebuie să fie joi seara. Este vorba de zona montana județelor, Cara Severin, Mehedinți, Gorj, Vâlcea și Argeș. Nisorile sunt abundente în Carpații meridionali, unde stratul de zăpadă este consistent. Ninsorile sunt abundente în Carpații meridionali, sub stratul de zăpadă este consistent. Este vorba de zona montană a județelor Cara Severin, Mehedinți, Gorj, Vâlcea și Argeș. Ninsorile sunt abundente în Carpații meridionali. Ninsorile sunt abundente în Carpații meridionali, unde stratul de zăpadă de Mehedinți, Gorj, Vâlcea și Argeș. Tu cum se consideră colega mea? Nu? Invitata mea, Avem pe invitat... Și puncte. Acum completează. Da? Ok, bună. Spuneți. Bine ai venit, dar am zis. N-ai zis. Este vorba de zona montană a județelor Cara Severin, Mehedinți, Gorj, Vâlcea și Argeș. După aceea, zice ea,
ceva sau mulțumim? N-am făcut nimic. Bine te-am găsit. Mulțumesc pentru invitație. Bună seara, Nadina. Și tu trebuie să mă întrebi ceva. Și nu știu ce. Bună, Nadina! Bună seara! Ce faci? Cum ești? Bine ai venit la emisiune! Ce faci, Irina? Cu ce faci? Bună seara, domnilor și domnilor! Avem astăzi ca invitat pe Nadina Tegleș. Tegleș! Bine, mulțumesc! A fost Nadina Tegle și vă mulțumim pentru atenție. Să aveți o seară frumoasă. Băga-mea și picioarele. Noi am fost jurnalisti promoția 2016-2017.